Hristos a înviat, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem și în seara aceasta împreună în Complexul Național Muzeal Astra, în pragul unei case din Vidra, din Munții Apuseni. Și pentru că textul de astăzi a vibrat aceste cuvinte. Eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Din Evanghelia de la Ioan, capitolul 10, versetul 9. Suntem așadar înaintea acestei provocări de a-L vedea pe Hristos ca ușă, ca un spațiu prin care intrăm și ne câștigăm mântuirea. Pentru că nu e așa, nu putem să stăm tot timpul la distanță de Hristos, nu putem privi lumea care ne-o dăruiește Hristos prin dragostea Lui ca un spațiu al non-combatului, al neimplicării. De aceea intrăm și ieșim prin Hristos căutându-ne pășunea, adică hrana cea mai de preț pe care ca oi cuvântătoare o avem la îndemână. Și de cele mai multe ori această pășune e cuvântul lui Dumnezeu, sunt sfintele taine ale bisericii, e împlinirea într-un fel sau altul în această minunată pășune înverzită de Duhul Sfânt. Suntem datori și cu întărirea acestui cuvânt și tot în catehezele din care cităm de câteva zile bune ale lui Iosif Vatopedinul am descoperit acest text. Smerenia nu este numai o atot virtute care zădărnicește puterea oricărei răutăți. Ea conține și un element foarte important pe care se impune al dobândii. Smerenia este însușirea Creatorului, Mântuitorului și Tatălui nostru. Toți cei care îi aparține suntem datori să purtăm această însușire a Tatălui nostru. Cu alte cuvinte, suntem fiii lui Dumnezeu dacă avem ca însușire smerenia. Dacă intrăm și ieșim prin ușa care este Hristos, pășunea cea îmbelșugată din care ne putem trage până la capăt hrănirea către împărăția lui Dumnezeu este smerenia. De altfel, una dintre frumoasele definiții ale ortodoxiei este aceasta, că este o prăpastie de smerenie, adică pare un loc abrupt și dificil de trăit în el, dar de fapt este un adânc de smerenie din care ne tragem înălțimile cele duhovnicești ale cugetării la Dumnezeu. Aseară, dacă țineți minte, povesteam cum Domnul Hristos, luând pâinile, frângându-le, le-a dat ucenicilor și prin ucenici le-a dorit mulțimilor, arătând odată în plus ordinea desăvârșită în care Dumnezeu așează ierarhia de valori a lumii. Tot astfel, în seara aceasta trebuie să ne reamintim într-un fel sau altul că nu toți sunt ușa și nu toți intră și ies prin Hristos, ci doar aceia care prin această ușă își capătă identitatea, o primesc și și-o păstrează într-un adânc de smerenie. Zilele acestea au trecut peste noi rapid, sfârșitul de primăvară și începutul de vară. Copiii se apropie, nu doar pentru că a fost ziua lor, de bucuria aceasta a întâlnirii livezilor ce s-au transformat din floare în fruct, în fructele cele binecuvântate ale copilăriei. Avem de învățat unii de la alții că pășunea cea aleasă a lui Hristos înseamnă liniște, pace, îndelungă privire și meditare la marile daruri pe care Hristos ni le-a dăruit. Mâine este o nouă zi.